Solomon ha facuto un altar de bronze și a pus un templo pentru sacrifici. Cine înțeles? Ați înțeles? Și pe altarul acela poporul a sacrificat, Solomon a sacrificat și Biblia zice, focul ce? A coborât și a mis, nu a ars, atenție, a arde este un lucru, a mistui e altceva. A mistui înseamnă a distruge, nu e așa? Momentul în care sacrificați, focul care este aici, deja va intra și va mistui problema. Dorința dumneavoastră va fi îndeplinită atunci când eu voi fi acolo unde? Înăuntru templului, eu voi fi acolo cu toți preoți, eu voi striga în favoare dumneavoastră. Cine a înțeles? Problema ce asta, boala ce asta, depresia ce asta, insomnia ce asta, mizeria ce asta, sărăcia ce asta, va fi mistuită deja pe data de 13. Aici la catedrală, veți trece, veți sacrifica, focul va veni și va mistui. Cum vă numiți? Dirogina, am 51 de ani și vin la această biserică 4 ani și în octombrie deja se împlinesc 5 ani, de aproape tot aproape de 4 ani sunt și slujitor fidel. Pot să spun că am sacrificat la aproape toate campaniile, mai puțin una pentru că n-am înțeles cum, despre ce era vorba și am stat un pic reținută, dar din momentul în care am început să sacrific, toate, aproape toate problemele din viața mea s-au rezolvat. În primul rând că am fost foarte bolnavă, de asta am și ajuns în prima fază la catedrală, datorită faptului că eram bolnavă, coloana, am mai spus, aproape că mergeam în patru labe, familia la pământ, soțul meu cu probleme psihice, cu copiii nu prea ne înțelegeam, deși foarte bun fetița, de acum sunt amândoi licențiați, fetița era la facultate, băiatul abandonase școala, deci efectiv nu găseam o cale de ieșire pentru aceste probleme financiar, era la pământ, deși aveam o firmă, dar faptul că soțul meu avea probleme psihice a dat tot peste cap, a băgat-o în insolvență, am avut probleme cu legea, deci ce să vă spun, a fost... Nu mai găseam, deci nu vedeam așa o luminiță în capătul tunelului unde care să mă agăs, pe unde să ies. Și atunci am spus, făcând sacrificii la fiecare campanie, ținând și posturi, venind la slujbe. Duminica sunt nelipsită, rar se întâmplă să lipsesc la o slujbă de duminică. Eu cred că Dumnezeu a făcut mult, 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 foarte mult în viața mea, lupt în continuare pentru că mai am multe de realizat. O întrebare, dumneavoastră atunci pentru a cuceri tot ce ați cucerit, ați sacrificat? Părinte, a durut. A durut, a fost greu, dar a durut pentru că eu aveam și problemele care le aveam și să rupi ceva acolo pe care te puteai baza mâine, poimâine și o lună de zile, e foarte greu. Dar având certitudinea că merită, uiți. Deci în momentul în care ai ieșit sau urci pe altar și ai certitudinea că lucrul se întâmplă, uiți de durere, uiți de sacrificiu, adică de durerea pe care o simți când sacrifici. Atunci după sacrificiu, viața s-a schimbat. După sacrificiu. Ce ați cucerit? Păi am cucerit sănătate și a mea și a soțului, am cucerit restaurarea familiei, băiatul a început și a recontinuat studiile și am și spus, deja acum este licențiat, soțul meu este în străinătate. Ușile s-au deschis. Ușile s-au deschis, da. Cine a binecuvântat? Domnul meu Iisus Hristos.